Miles întreabă în piesa lui Lights Up: Do you know who you are? Do you? Știi cine ești? Știi ce-ți dorești de la viață? Știi ce meriți? Știi? Lasă-mă să-ți zic că este ok să nu știi. Este ok să cauți, să experimentezi. Eu sunt una dintre persoanele care o foarte mare din viața mea am experimentat cu toate, cu hobby-uri. Pot să zic că am experimentat cu oameni, dar fără să zic că oamenii în sine sunt niște experimente, dar am experimentat cu conexiuni ca să-mi dau seama care sunt conexiunile, oamenii, prieteniile cu care mă înțeleg mai bine, care sunt activitățile care mă fac cu adevărat fericită și împlinită și să le fac cu oameni pe care la rândul lor le fac aceste activități fericite. Fericiți și împliniți în ceea ce privește jobul, în ceea ce privește ce vreau să fac cu viața mea. Unul dintre motivele pentru care am experimentat cu foarte multe hobby, cu foarte multe arii, este ca să-mi dau seama ce vreau să fac cu viața mea. Și poate de multe ori crezi că ți-ai dat seama ce vrei să faci cu viața ta și merge lucrul ăsta o perioadă și la un moment dat îți dai seama că nu mai rezonezi neapărat cu lucrul respectiv, cu omul respectiv, cu chestia respectivă și lucrul ăsta te blochează și dacă nu ieși din lucrul ăla, poți să încetezi să mai fii tu. Și aici intervin valorile. Ceea ce ne ține pe noi ca oameni înrădăcinați în cine suntem noi sunt valorile noastre super, super puternice pe care le avem, cele mai deep pătrunse acolo în interiorul înăuntru nostru. Ce sunt valorile? Lucrurile poate cele mai esențiale, cunoscute, dar pe care multă lume uită să le pună în aplicare atât față de cei din jurul lor, cât și de multe ori față de ei. Ca să dau niște exemple de valori, avem respectul, avem încrederea, avem comunicarea, avem curajul, disciplina. Foarte, foarte, foarte multe valori. Adaptabilitatea, a fi cel mai bun, a fi plăcut, ambiția, angajament, creativitate, control, corectitudine, competență, familie, generozitate, grijă, iertare, imagine personală, independență și multe altele. Fiecare dintre noi le cunoaștem, le țintim. Eu sunt una dintre persoanele care de mică au fost tot timpul acolo, vreau și asta și aia și aia și aia și aia. Și din punctul meu de vedere, foarte multe valori sunt importante pentru mine pentru a excela în viață și a-mi face viața pe care o vreau. Dar unele dintre ele sunt mai importante decât altele. Also, disclaimer, nu sunt terapeut, nu sunt coach, sunt efectiv un om care bălărește pe internet strict din lucrurile pe care le-a trăit ea pe pielea ei, dar care și-a trăit foarte intens fiecare experiență și și-a luat învățămintele din fiecare experiență după cum a fost cazul și a fost tot timpul deschisă să evolueze de-a lungul fiecarei experiențe. Take a shot de fiecare dată când zic cuvântul experiență. Valorile mele sunt diferite în fiecare activitate a vieții, am valori diferite pentru partea personală, valori diferite pentru partea profesională. Urmează să vă zic care sunt valorile mele pentru fiecare și cum am ajuns la ele de-a lungul timpului. În momentul de față mă simt foarte înrădăcinată în ele și nu cred că o să se schimbe vreodată, pentru că dacă mă uit în retrospectivă, astea mi-au fost valorile încă de când eram mică principale, dar nu le aveam atât de bine înrădăcinate, dar tot timpul spre ele am prins. În relațiile interumane, că vorbim despre prietenii, că vorbim despre familie, că vorbim despre relațiile amoroase, respectul. Respectul este valoare principală când vine vorba de orice. Pentru mine și sincer, nu pot să schimb lumea printr-un cuvânt sau ceva, dar respectul e ceva ce toată lumea ar trebui să aibă. Comunicarea și boundaries. Boundaries bine definite și să știi atunci când poți să îndepărtezi puțin acel boundary sau să păstrezi acel boundary. Dar vreau să vorbesc întâi puțin despre respect, pentru că de aici pornește totul. Și mi-am dat seama și mă întristează lucrul ăsta, sincer, că foarte mulți oameni nu au respect față de ceilalți oameni, dar de ce se întâmplă asta? Pentru că de multe ori nu au respect față de ei. Fug către anumite persoane, fug să primească, nu știu, validarea anumitor persoane sau fug să primească afecțiune de la anumite persoane, de la anumite persoane care nu se comportă cu ei tocmai ok, de la anumite persoane care nu îi respectă pe ei, tocmai pentru că ei nu au respectul ăsta față de sine și să zică, bă, eu nu merit asta. Pentru că până la urmă,
respectul, în primul rând, față de tine, te face să-ți dai seama ce meriți și ce nu. Apoi comunicarea. Comunicarea e foarte importantă, mai ales atunci când te deranjează ceva, tu să comunici acel lucru. Comunicarea și respectul sunt foarte bine mână-mână, merg una cu cealaltă, pentru că, să zicem, da, în comunicare comunici, dar dacă ai respect față de persoana cealaltă, asculți. Și doar așa se poate face comunicare bună. Eu sunt una dintre persoanele care în toate prieteniile mele, când am avut ceva de spus, am spus și când cealaltă persoană a avut ceva de spus, am ascultat. În momentul în care ceea ce eu am spus nu a fost receptat de persoana respectivă, am tot dat câte un pas înapoi. Pentru că pentru mine e foarte important și nu vreau în viața mea să am oameni cu care simt că nu putem să ajungem la o lungime de undă, chiar și în punctul în care nu suntem de acord cu unele lucruri. Ok, nu-mi place un anumit lucru pe care îl faci, nu ne afectează lucrul ăsta relația noastră dacă nu îl faci în relația noastră, în celelalte prietenii, whatever ale tale poți să le faci, dar cel puțin nu cu mine. Aici poți să fii unele cazuri. Poți să înțelegi lucrul ăsta și nu mai faci asta în raport cu mine și aia e. Dăm un exemplu aici, bârfa. Nu suport, mă deranjează bârfa, mă deranjează să, dacă sunt în grupuri în care să vorbesc despre alți oameni, mai ales oameni despre care n-am treabă și despre care oamenii cu care vorbesc nu au treabă. Bă, zic, nu mai bârfi, hai să ne concentrăm cu alt ceva. Îi zic la persoana aia odată, îi zic la persoana aia de două ori, îi zic la persoana aia de trei ori și de fiecare dată când ne vedem se pune și bârfește pe altcineva, apoi persoana respectivă nu are nici respect față de mine și nici nu știe să comunice. Aici ține și de comunicare și de respect, pentru că persoana aia nu are respect față de mine să îmi asculte părerea și să țină cont de ea, nici nu interceptează. Ok, ceea ce comunic eu. Nu, mulțumesc, la revedere, ceau, pa! Sau dacă cineva stă pe telefon și eu încerc să povestesc ceva și sunt acolo implicat emoțional cu chestiile mele, văd odată de două ori, de trei ori, ce o să fac în sensul ăsta? Energia mea este foarte importantă. Pot să stau și să mă cert și să avem o ceartă foarte mare și să nu se ajungă la nimic. Sau pot să mă îndepărtez cumva de persoana respectivă, să zic ok, asta nu e una dintre persoane cu care pot să am discuții din astea serioase, oricât de mult mi-aș dori. Cred că persoana care m-a rănit pe mine cel mai tare în viața mea se numește Așteptările mele. Dar în același timp așteptările mele față de oameni au fost fix cele care mi-au triat oamenii din viața mea și dacă undeva văd că nu este loc de comunicare, undeva văd că nu poți să faci anumite conexiuni, mă duc deoparte și doar asta mă duce spre tribu și spre oamenii care sunt pe același film cu mine, pe aceleași valori cu mine. Sau ce se mai poate întâmpla la fazele astea? Să faci haz din necaz. Da, bine, tu, că te. Comunicarea. Și aici cumva fac și o paranteză, că de multe ori nu trebuie să fie serioasă comunicarea asta. Pentru că fiecare om are cu totul alt limbaj. Cu unii prieteni prin glume rezolvăm asta și după aceea nu se mai întâmplă. Cu unii prieteni mă trigăruiește, efectiv zic, mă trigăruiește asta sau îmi zic ei, mă trigăruiește asta. Ok, nu mai discutăm despre asta și este totally fine. Sau boundaries. Când cineva se bagă constant în viața ta. Boundaries mie mi se pare că și atunci când cineva se supără pe tine sau tu te superi pe acea persoană care și alți prieteni în afară de tine. Ceea ce este o încălcare a boundaries-urilor, a limitelor, pentru că până la urmă nu datorezi absolut nimănui să stai cu anumite persoane, nu datorezi absolut nimănui să-i zici ce faci în timpul în care nu ești cu persoana respectivă, decât partenerului eluia cu care ești împreună și cu care o să fii forever and ever, dar până ajungi acolo să construiești ceva, nici măcar. Dar nu vreau să dau sfaturi de relații pentru că nu este un capitol la care excelez. Eu vorbesc bălăresc. În ceea ce privește partea profesională. Partea profesională e o parte în care am jonglat cu foarte multe lucruri ca să mă întorc la lucru care tot mie îmi aduce fericire, bucurie și împlinire și anume tot ceea ce ține de online. Efectiv să fac awareness în online pe toată zona asta de personal development, de mental health, de self-love, pentru că avem nevoie să fim niște oameni, bă, să ne știm valoarea. Încă îmi definez valorile pe partea profesională, pentru că parcursul meu profesional a jonglat foarte tare ca apoi să mă întorc la prima mea iubire, adică tot ceea ce ține de a mă exprima în online și de a influența și inspira în online în bine oamenii care mă urmăresc și dacă știu cu un cuvânt, măcar din ceea ce zic eu, ți-o făcut ziua mai bună, ți-o dat o altă perspectivă, e tot ceea ce contează. Dacă nu, la fel, nu trebuie să, nu-ți datorezi nimic, nu trebuie să te uiți
dacă nu rezonezi cu conținutul meu, it's fine, există creatori de conținut în online pentru toată lumea, dar printre valorile mele sunt independența financiară, pasiune și libertate. Independența financiară ca să nu stau pe banii părinților, ca să nu simt că îmi datorează lucruri, ca să am eu banii mei cu care să-mi cumpăr ce vreau, cu care să mă duc unde vreau și cu care să-mi pot răsplăti părinții pentru ceea ce au făcut ei pentru mine. Doi, pasiune, pentru că mi se pare atât de trist să nu faci în viața ta ceea ce îți place. Din orice punct de vedere, dacă nu faci în viața ta ceea ce îți place sau măcar să îți placă, o să fie zile și când nu o să-ți placă ceea ce faci, dar o să fie zile când o să-ți amintești de pasiunea respectivă pe care ai avut-o pentru lucrul ăla. Dar apoi o să fie zile când o să-ți placă din nou. O să fie greu, dar apoi o să fie și ușor și o să vezi rodul muncii tale și o să te menții mult mai tare pe poziții. Am văzut un podcast cu o tipă, Sara, am uitat cum o chema, care zicea "Don't love your job, job your love." Și I stand for that. Pentru că unul dintre motivele pentru care am renunțat în prima parte la YouTube a fost pentru că n-am mai iubit YouTube-ul, dar nu mi-am dat seama că asta este un lucru care nu este forever și I took it for granted. Never again. Și libertate. Mi-e foarte important să fiu propriul meu șef și să am oameni cu care colaborez, să nu fiu sub tutela cuiva, ca să pot să aleg eu când îmi este timpul liber, când îmi este timpul de lucru. Mi-asum faptul că am zile în care muncesc 12-14 ore pe zi toată ziua și de multe ori nu se simte ca muncă, la fel cum am zile în care, nu știu, în prima parte a zi poate vreau să-mi iau liber și în a doua parte a zi, în noaptea, îmi vine inspirație, mai ales cum este un job creativ. La valorile astea pot să zic că am ajuns și m-am gândit activ mai mult în ultimii ani. Când eram mai mică am fost în niște diferite tabere în care vorbeam foarte mult despre personal development, despre dezvoltarea asta de la adolescent la adult și se vorbea foarte, foarte mult despre valori. Sincer, nu le-am luat foarte mult în serios atunci pentru că ne citeam, eram ceva gen, păi și asta, și asta, și asta, și da! Toate. Toate sunt importante. Dar care sunt cele mai importante pentru tine? Pentru că valorile tale setează. Ce faci tu cu viața ta? Valorile tale setează. Oamenii cu care stai în jurul tău și dacă ți le asimilezi pe alea importante pentru tine, chiar o să atragi în jurul tău ceea ce îți dorești cu adevărat. Și sunt cele care îți pun bazele a cine ești tu ca persoană. A cine ești și ai fost dintotdeauna. A cine vrei să devii. Pentru că eu sunt foarte înrădăcinată în chestia că noi cine eram când eram mici, încă suntem acum, dar în fiecare zi preluăm experiența, fiecare celelalte zile preluăm experiența fiecărui interacțiuni pe care le-am avut, fiecare întâmplări pe care ni s-a întâmplat, lecțiile fiecarei chestii și în fiecare zi tot adăugăm, dar în esență suntem noi ăia de acolo. Eu când eram mică eram o persoană extraordinar de sensibilă, dar eram o persoană care cumva de mică îmi puneam întrebări dacă ceva se întâmpla rău sau dacă unii oameni, nu știu, aveau niște interacțiuni sau erau răi cu mine. Dar de ce? Dar ce am făcut rău? Dar n-am nimica. De ce nu comunică? De ce nu așa? De ce nu așa? I stood by that. În tot timpul. Și culmea, în momente de cele mai grele din viața mea, au fost cele în care n-am ținut de valorile mele de la bază. Așa că te întreb. Găsește pe internet o listă cu valori. Gândește care din alea sunt cele 5 valori de bază principalele tale. Zi-mi-le aici în comentarii pe YouTube sau dacă ascult podcastul audio acum, pentru că suntem audio și pe bălăriile Anca, pe rețelele de streaming, dă-mi un mesaj pe Insta și zi-mi care sunt valorile tale sau scrieți la tine în jurnal valorile tale, ține-le pentru tine și gândește-te la ele și gândește-te cum le înrădăcinezi în activitățile tale din zi cu zi. Ce înseamnă valorile tale în cine ești tu ca persoană? Atât am avut de zis. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne vedem data viitoare cu alte videouri sau dacă aveți subiecte, ceva ce vă macină sau așa, eu sunt aici ca să povestim despre ele. Anca out!